46 de automobile achiziționate cu sprijinul Băncii Mondiale au ajuns astăzi la agențiile subordonate Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Mașinile au fost cumpărate în cadrul proiectului Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură și au costat peste 850.000 de euro. 32 de automobile dotate cu instrumente și ustensile necesare acordării asistenței veterinare au fost transmise Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, 12 direcțiilor Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Câte o mașină a ajuns la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare și Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală. Pe lângă aceste echipamente și utilaje, a fost procurată și o unitate de dezinfecție, care are capacități multiple de a fi utilizate în condiții de teren. Cunoaștem cu toții că în ultima perioadă, la nivel național, ne ciocnim cu mai multe focare, atât de peste porcina africană, rabie. Noile automobile vor contribui la creșterea calității serviciilor oferite de către agențiile din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, susțin autoritățile. Ca urmare a activităților realizate, entitățile statului vor fi pregătite pentru alinierea la multiple directive ale Uniunii Europene, vor da dovadă de consolidare și eficacitate sporită. AIPA va fi pregătită pentru acreditare în vederea gestionării fondului de pregătire pentru preaderare UE. This we always want that the projects Moldova borrows for are implemented quickly and effectively. And this is one of the first results of this project. These 46 cars, I understand, will go to the fields to do the work that is very needed in the rural areas of Moldova. În cadrul proiectului vor fi făcute investiții de 55 de milioane de dolari în dezvoltarea sectorului agricol din Republica Moldova până în anul 2029. Programul este finanțat în baza unui acord de împrumut cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.